În primul act, Sorana și-a pierdut serviciul chiar în primul game al meciului, însă a revenit apoi fabulos impunându-se cu un categoric 6-1. Setul secund a adus-o pe Pliskova mult mai decisă, sportiva din Cehia evoluând mai bine și părând gata să trimită meciul în decisiv. Sorana a revenit din nou excepțional, reușind să câștige 5 game-uri la rând, de la 2 la 5. Jucătoarea din Târgoviște și-a asigurat un cec de $149.000 și 215 puncte WTA. În sferturi, românca se va bate cu ele. Mă bucur pentru victoria ei, dar mult mai mult mă bucur pentru jocul ei și pentru revenirea ei din setul al doilea. Ce șanse îi dați în sferturi? O să fie un meci foarte, foarte disputat, dar are și Sorana șansele ei, fiindcă a arătat o formă bună și sper că a prins încredere. Victoriile din China îi garantează Soranei revenirea în top 40 WTA. De săptămâna viitoare va fi pe locul 38, asta cu punctele care le-a acumulat până în momentul de față. Știți foarte bine că eu de foarte multe ori v-am spus că Sorana are potențial și poate ajunge oricând, în orice moment, chiar în primele 10 jucătoare ale.